Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurela, a anunțat că i-a făcut plângere penală lui Ion Răuț. Șeful gigantului energetic afirmă că a recurs la această măsură din cauza acțiunilor pe care le-a făcut Răuț în funcția pe care o deține la CEO. Ciurel a mai spus că angajații coordonați de Răuț la serviciul de pază lucrau sub acoperire și nu semnau condică. Ion Răuț s-a ales cu o plângere penală din partea complexului energetic Oltenia din cauza acțiunilor întreprinse în funcția de director pe care o ocupă la CEO. Am făcut. Da, vă pot spune că am făcut la fel cum fac sesizări la orice fel de încălcare a legii pe care o constat. Am sesizat faptul că mi-au dispărut 100 tone de motorină în Turcia. La fel la Craiova, la fel cu cărbunele. Ciurel a mai precizat că Răuț îi dorea pe agenții de pază James Bond. Mai mult decât atât, paznicii au figurat prezenți la serviciu, chiar dacă nu au venit la locul de muncă. Și la sfârșitul lunii s-a uitat să vadă dacă salariatul respectiv este apărut în concediu. Știu unde, v-a văzut că a apărut pontat. Bun, am zis, e o chestie, deci s-a întâmplat ceva, mă rog, iată, hai să vedem ce a făcut totuși. Băi, dă-o notă explicativă. Am trezit acolo cu o întreagă, să spunem, un volum de explicații care spun, domnule, noi nu trebuie să ne supunem legilor, pentru că noi suntem direcția de pază, noi lucrăm sub acoperire. Ion Răuț nu a putut fi contactat pentru a comenta cele spuse de Ciurel.